interpretați din domeniul istoriei, cu care încercăm să punctăm câteva aspecte din viața mareșalului Ion Antonescu, având în vedere faptul că pe 2 iunie s-au împlinit 115 ani de la nașterea lui, iar pe 1 iunie 51 de ani de la moarte. Acești invitați sunt domnul colonel în rezervă Liviu Groza, domnul profesor Cornel Gherga și domnul profesor Mircea Giosu, deci ambii profesori de istorie. Aș avea o primă întrebare, având în vedere că mâine este ziua eroilor, considerați că mareșalul Ion Antonescu poate fi un erou al neamului românesc? Absolut da. Mareșalul Antonescu, să facem o mică precizare. Foarte mulți istorici sau foarte mulți oameni care vorbesc despre viața și activitatea generalului Antonescu sau mareșalului Antonescu spun că a fost un mare erou al neamului.